O fată de doar 13 ani este suspectă în cazul dublei crime de la Botoșani. Se pare că minora le vizita periodic și le ajuta la treburile casei pe cele două femei, mamă și fiică, găsite moarte. Victimele au fost găsite fără suflare în propria gospodărie, cu urme de violență extremă în zona gâtului. Colegul meu, Cristian Cozmaciuc, se află la fața locului și vine cu mai multe detalii. Cristi, bună ziua! Ce se știe despre fata de 13 ani? Bun găsit! După primele cercetări ale anchetatorilor, principalul suspect ar fi o fată de numai 13 ani. Potrivit vecinilor, aceasta venea în vizită periodic pe la cele două femei, o bătrână de 82 de ani și fiica ei de 54. Momentan, minora are statutul de martor și urmează să fie audiată. Până atunci, aceasta se află în grija celor de la protecția copilului. Trupurile neînsuflețite au fost descoperite duminică dimineața de către un vecin care le aducea femeilor alimente și le mai ajuta prin gospodărie. Acesta a văzut-o de la poartă pe bătrână, căzută în curte, fără suflare. Speriat, bărbatul a sunat imediat la 112. Sosiți la fața locului, polițiștii au găsit-o în casă moartă și pe cealaltă femeie. Ambele aveau răni grave în zona gâtului, iar atacul se presupune că a fost dat în timpul nopții. Minora le-ar fi ucis pe cele două femei într-un acces de furie, după care le-ar fi furat și banii din pensie. Polițiștii și procurorii însă efectuează în continuare cercetări extinse pentru a stabili toate detaliile crimei.